Hermannstadt a reușit o victorie clară în fața UTEI la Arad, în etapa cu numărul 4 din play-out. A fost 3-1, iar hat-trick-ul lui Daniel Paraschiv le-a dus sibienilor prima victorie în deplasare din iulie 2023. Însuflețiți de exuberanța miilor de copii aflați în tribune, arădenii au început ofensiv jocul, însă s-au stins ușor, iar meciul a fost tranșat în favoarea echipei oaspete, așa cum o arată și scorul. Bine, sunt un pic mai mult, sunt supărat de felul cum am pierdut. Nu de felul cum am jucat, de felul cum am pierdut. Nu vreau să vorbesc de prima repriză, pentru că în afară de, eu știu, de penaltiul ăla, care ăsta n-a fost penalti. Nu poți să dai la un meci așa de important să dai penalti. Deci, foarte ușor, dacă îl dai, trebuie să-l dai și la Omondi, care după părerea mea a fost mult mai adevărat decât cel de acolo. Dar după aia, repriza a doua, în primul minut, singuri ne lucrăm, nu vreau să dau nume, cu o pasă de aia care nu și avea rostul, nu era atacat de nimeni, după care ai superioritate în careu și vine Paraschiv și ți-a fața și înscrie. Uitați-vă și la golul 3, noi cred că eram 7 ani și era doar Paraschiv. În etapa a treia din play-out-ul Ligii a doua, CSC Dumbrăvița a pierdut cu scorul de 2-0 meciul disputat pe terenul Unirii Dej. Gazdele au deschis scorul în minutul 63 dintr-un penalti executat de Albert Hoffmann. Dumbrăvița a presat mai mult, însă, în loc să facă 1-1, gazdele și-au dublat avantajul. În minutul 90, același Hoffmann a realizat dubla. Astfel, suspansul menținerii echipei timișene în eșalonul secund se va prelungi măcar cu o săptămână. Următoarea etapă, Dumbrăvița va sta, iar ardelenii joacă în deplasare la Metaloglobus București. CSM Reșița s-a salvat de la retrogradare cu câteva etape înainte de finalul play-out-ului. Reșițenii au câștigat cu scorul de 2-1 partida contra celor de la Metaloglobus București și vor evolua și de la anul în al doilea eșalon fotbalistic al țării. Internaționalul român de tineret a deschis scorul în minutul 21 pentru ca Drăghiceanu să-l majoreze minutul 50 din penalti. Manolache a redus din diferență minutul 75 pentru Metaloglobus. Antrenorul Flaviu Stoican și-a felicitat elevii pentru atingerea obiectivului înainte de finalul campionatului. Da, o victorie pentru moralul nostru, o victorie care și matematic suntem cu atâtea etape care înainte de final, 4 etape înainte de final, suntem matematic în Liga 2, cred, dacă după calculele mele. Dacă nu, oricum, îi felicit pe jucători pentru că avem în componență jucători, începând cu Ionuț Casian, rus, continuă Cătălin Căpățână ca și portar, plus juniorul Paul Mereu, și terminând cu jucătorii tineri, au fost momente când ei s-au autodepășit în acest campionat și de aceea vreau să-i felicit pentru că au crezut în această șansă sau în acest obiectiv, menținerea în Liga a doua. La fel de adevărat că am avut și jucători care în multe momente au făcut diferența. Buziașul a devenit un fel de complex pentru Poli Timișoara în acest sezon. Phoenix Buziaș a fost din nou o piedică în obținerea victoriei de către timișoreni. A fost doar 2-2 într-un meci în care adversarul a fost o nucă prea tare. Chiar îmi pare rău, am activat o perioadă a carierei mele aici, mi-am legat niște prietenii care sunt sigur că vor rămâne pe viață. Asta, bineînțeles, în afara terenului. Cât suntem pe teren, e clar că fiecare echipă își dorește să câștige. Despre meciul propriu-zis, nu pot decât să mă bucur de rezultat, pentru că a fost un rezultat pe care l-am obținut în primul rând cu sufletul. Era clar că din punct de vedere al jocului avem de suferit, dar am avut și anumite probleme de efectiv care ne-au dat oarecum peste cap. Am început meciul cu 5 jucători under, dar rând pe rând, din punct de vedere fizic, din punct de vedere medical, am avut anumite probleme. Într-adevăr, n-am reușit să spargem nuca asta, care pentru noi se dovedește foarte tare. Dar meciul a fost ciudat, am început rău, am avut câteva ocazii, n-am reușit să marcăm. Ei au marcat la o situație așa un pic întâmplătoare, după care
Noi am fost haotici prima repriză și n-am reușit deloc să ne facem jocul nostru colectiv. Repriza a doua cred că s-a văzut o altă față a echipei. Echipa a jucat bine, a muncit, am întors rezultatul și din păcate a fost o greșeală colectivă și n-am reușit să câștigăm. Dar eu îi felicit pe băieți pentru efort. Vești bune pentru UTA. Bătrâna doamnă va putea juca cu spectatori meciurile cu Oțelul Galați și FCU Craiova 1948. În cele din urmă, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a cedat solicitărilor făcute de cluburile UTA și Dinamo. Reprezentanții acestora au invocat articolul 37 în ridicarea suspendării. Acesta prevede ca gruparea în cauză să nu mai fi fost sancționată pentru astfel de abateri în ultimul an, iar organul disciplinar să considere că scopul acțiunii poate fi atins și fără executarea restului sancțiunii. Corbinul Hunedoara a revelat actuala ediție a Cupei României. Formația care a învins-o în faza sferturilor de finală pe CFR Cluj va juca în această seară pe teren propriu de la ora 19 în compania celor de la FC Voluntari. Jucătorii formației hunedorene au prins curaj și se gândesc la o participare în finala competiției, în ciuda eșalonului inferior în care se află. La ora aceasta nu știu cum își vor pregăti acest meci, pentru că îi așteaptă după meciul cu noi, îi așteaptă o deplasare lungă la Iași. Nu știu, vom afla mâine probabil cu ce echipă vom avea în față, dar e clar că e cu totul alt meci, pentru că și Voluntariul este o echipă reactivă, au un sistem bine pus la punct, folosit pe caracteristicile jucătorilor, fac acele tranziții pozitive foarte, foarte bine, încheie acțiunile în 2-3 jucători, foarte periculoși, se demarcă foarte bine, au o calitate bună în pas, băieții au văzut asta la vizionare.